Deși suntem în secolul 21, iar țara noastră este de ani buni membra Uniunii Europene, multe localități rurale din România nu beneficiază nici acum de alimentare cu apă și de rețele de canalizare. Această situație este întâlnită, din păcate, și în destule comune hunedorene. Sătui de promisiuni și de proiecte megalomanice, primarii au decis să introducă aceste utilități din bugetele proprii ale localităților pe care le conduc, chiar dacă acestea nu sunt foarte generoase, așa cum este cazul comunei Luncoiu de Jos. Proiectul nu e al meu. Aș fi vrut să fie al meu, că probabil era și făcut, dar nu e al meu. Proiectul face parte din mega proiectul pe care l-are județul Hunedoara, gestionat de Apa Prod. Eu sper din tot sufletul să se miște lucrurile în direcția asta. Hârtia am tot primit, am tot trimis. Paralel cu proiectul care se derulează prin Apa Prod, noi facem un alt proiect, tot pentru apă și canal. Și să vedem care este primul, Doamne ajută. Oricum, în 2024 am așa o reținere să mai pot să merg la oameni, să le spun tot de apă și canal, pentru că de atâția ani așteptăm acest lucru să se înfăptuiască. Administrația din Luncoiu de Jos se ocupă de reabilitarea drumurilor ori a căminelor culturale, lucruri normale, și își propune să introducă și alte utilități în comună, dar atrage și atenția autorităților competente despre situația existentă. Gazul și ăsta ne doare, am făcut și proiect pentru el, drumurile ni sunt lucru, mai facem și altele, căminele le vom face, școala o vom reabilita. Așteptăm și fibra optică, pentru că noi stăm toți cu oale pe casă și plătim abonamente destul de mari și fibra optică ne conferă și un abonament mai mic la televiziune și internet. Ei, sunt lucruri care trebuie făcute și făcute într-un ritm mai alert. Noi încercăm să alergăm cu lucrurile acestea. Ei, sperăm ca toți care... factorii decidenți care pot să contribuie la ce ne dorim să fie alături de noi. Comuna Hunedoreană are o populație de aproape 2000 de locuitori care trăiesc în așezarea de reședință omonimă și în satele Dudești, Luncoiu de Sus, Podele și Stejărel și este practic lipită de municipiul Brad.